De aproape 15 ani, o profesoară și-a dăruit timpul liber copiilor special din comuna Vrânceană-Broșteni. Vorbim despre 50 de copii pe care Elisaveta Norocea învață să vorbească, să cânte și să se joace ca niște copii normali. Chiar dacă din punct de vedere medical ei au fost diagnosticați cu dizabilități psihomotorii. Pentru toți acești copii a creat centrul de zi Dănuț, un centru făcut în memoria fiului său care s-a stins din viață la doar 16 ani. Aici, în casa lui Dănuț, copiii sunt ajutați să descopere că și ei au dreptul la o viață normală. Elisaveta Norocea este una dintre femeile în focus. Tu pui acolo, unde este acolo. Așa. Foarte bine. Pierderea singurului său copil, Dănuț, a motivat-o pe Elisaveta Norocea, o profesoară din Vrancea, să pună bazele unui centru pentru copiii cu probleme de sănătate și pentru cei care provin din familii defavorizate. Și-a pus deopotrivă toată speranța și suferința, iar alături de soțul ei, părintele Dorel Norocea, a înființat centrul de zi Dănuț. Pentru mama mea și tatăl meu, ce mă vor iubi mereu, fiecare în felul său. În această poezie este toată suferința, toată dragostea și toată speranța mea. Suferința legată de plecarea lui Dănuț, dragostea nețărmurită, nelimitată de timp, de spațiu, de ani față de el și nădejdea că, la un moment dat, Dumnezeu ne va așeza pe toți, iarăși într-o familie fericită, așa cum am fost acum câțiva ani. Misiunea centrului de zi Dănuț a început în anul 2015. Elisaveta are grijă de 50 de copii, cărora le oferă multă dragoste, dăruire, empatie, dar și sprijinul de care au nevoie pentru a depăși orice obstacole. O văd o doamnă extraordinară care m-a ajutat când mi-a fost greu și m-a făcut să înțeleg foarte multe lucruri. Are răbdare doamna Norocea cu voi? Are. Multă răbdare. Am mai pus lumânările pentru că trebuiau puse trei lumânări și se amestecau. Era acolo o sumă foarte mare. Da? Și să-mi spuneți ce preferați din fructe. Sărbătoriți întâi. Casa care ar fi trebuit să fie a noastră, am transformat-o în centru de zi pentru copii cu cerințe educative speciale. Mai apoi, datorită unor oameni inimoși, a sponsorizărilor, a proiectelor, am reușit să construim ceea ce se vede astăzi. Elisaveta spune că fiecare copil care intră pe ușa centrului îi amintește de fiul său. Îl regăsesc de foarte multe ori în priviri, în gesturi. Poate că și eu caut cu ardoare acest lucru, dar băieții au ceva special. Sunt foarte tandri. Au nevoie de încurajare, au nevoie de înțelegere și eu ca mamă de băiat, chiar dacă acum sunt mamă de înger de băiat, am această capacitate de a fi alături de ei și de a înțelege. În toți acești ani, Elisaveta Norocea a investit în centru și a construit aici o sală de spectacol, dar și săl de studiu și de joacă. De curând a făcut și o bibliotecă și a amenajat un mic muzeu.